Despre partizanii anticomuniști din munți s-au scris cărți întregi și s-a vorbit mult. Ai crede că s-a zis tot. Sunt nebunii aceia care au pus mâna pe arme și au plecat în munți să-și apere țara de comuniști și de nedreptate. Au rămas ani, zeci de ani, ascunși, deștemători, dar înverșunați și demni, până au fost eliminați pe rând până la ultimul. Ai crede că s-a zis tot despre acești formidabili voinici de codru. Totuși, mișcarea de rezistență care a populat Carpații anilor 40, 50 și 60 este aproape absentă din discuțiile confortabile despre trecutul recent, prea recent, al României. Au fost oameni care au crezut într-un ideal, deși în final lupta a fost zadarnică. Cu atât mai mult, merită transpusă biografia lor și mai ales a liderului care i-a condus. Biografia unui erou care n-a mutat munții din loc, care n-a câștigat lupta pe care a purtat-o. E povestea unui învins de oameni și de sistem. Totuși, războiul lui, elecția fără de care nu se poate înțelege România de astăzi, cu toate angoasele, nepăsările și neliniștile ei. Este vorba despre Toma Arnăuțoiu, statul major al rezistenței armate din sudul Făgărașilor. Este vorba despre 16 condamnați la moarte, ale căror trupuri au fost aruncate în gropi comune, fără adresă, despre alți 85 de condamnați la ani grei de temniță și despre sute de familii lăsate infirme. Dar mai ales, este vorba despre o Românie condamnată la uitare.